vedea cel puțin două lucruri inedite care fac diferența între festivalul Sus pe Argeș la Izvoare și celelalte festivaluri concurs din țară. Este vorba, în primul rând, de secțiunea de instrumente tradiționale vechi. Veți avea ocazia să vedeți copii excepțional de talentați aici la Pitești, din toată țara. Iar în al doilea rând, pe această scenă se vor afla în premieră debutanți și profesioniști, adică noua generație împreună cu interpreții consacrați pe care dumneavoastră deja îi iubiți, pentru a preda ștafeta către o cultură populară, tradițională, autentică, către o nouă generație cu un pas înainte. Anul acesta, Școala Populară de Arte și Meserii din Pitești împlinește 55 de ani de activitate. Dați-mi voie să dedic a patra ediție a Festivalului Internațional de Muzică Tradițională Veche Sus pe Argeș la Izvoare tuturor celor care au trudit, care au pus cărămidă peste cărămidă de-a lungul timpului, timp de 55 de ani, ca această școală să fie tot timpul pe cele mai înalte culmi. Mulțumim Consiliul Județean Argeș, care ne sprijină și moral și financiar, pentru ca noi să fim cei mai buni dintre cei mai buni.
codru verde, se pierde în pădurea tânca, nici nu bea, nici nu mănâncă. Să-mi fie teamă, ăsta sunt și așa mă cheamă.